Deci eu la 9.45 am venit cu mașina, am tras o ultima, în față era Volkswagen-ul lui Fimiu Nicușor și Dacia Papuc. Am scos cheia, am luat cheia, am închis porțile mari, am pus zăvorul, am închis poarta mică, am pus zăvorul. Am mâncat, m-am uitat la televizor până la 11.30. Unde a pus focul? Focul a pus pe ușa din față, în canapeaua din spate. Acolo a pus focul. Și a ars toată mașina? Da. Ați auzit cu buitură așa? Da. Dar n-ați mai apucat să vedeți pe cineva? Nu, nu. Decât am văzut că poarta e deschisă. Am întrebat vecinul că a intrat primul, zice nu, poarta așa am găsit-o, deschisă, poarta mică. Dar zăvorul a fost pus de mine. V-ați trezit cu mașina incendiată în curte? În curte. Bănuiți pe cineva? Ce s-a întâmplat? Amenințarea domnului primar de marți, la 3.30. Ce? M-a amenințat, mi-a dat telefon că el e chemat permanent la DNA și la IPJ și că a găsit pe centru o caracterizare de-a mea care mi-o lăsese un ziarist, nu știu ce e. Și după care zic, domn primar, de ce amestecați una cu alta? Zic, hai să le luăm detaliat. Zic, eu cu procuratura și cu IPJ n-am nicio legătură, că mi-a luat și m-a fotografiat și mi-a dat o caracterizare. Știți prea bine că sunt președintele filialei UNPR. Și niște fluturași prin comună, da, pentru campanie, da, da, ca și consilier, da, local candidați din nou acesta. Da, da. Și de aici să se răzbună. La care m-a luat la înjurături, tu-s Dumnezeu, mătii, și alu tactul și al lui frate, tu și la toți morții mătii, că o să vezi tu cine sunt eu, Polu. Polu fiind porecla lui. Cu două zile înainte vine cel propus de mine la birou permanent județean Târgoviște, UNPR, vine și mă pune în temă duminică, zice că vezi că a lansat pe centru, că dacă te prinde și în biserică moare cu tine de gât și îl vei cunoaște tu cât mai în aproape. Cine e el? Și azi noapte. Bun. Și azi noapte s-a întâmplat după 3 zile. Deci după 3 zile omul s-a ținut de cuvânt. De nu cred, nu pot să zic că e el, că nu era el. Dar a pus acolis de lui că el e un interlop al comunii. Numai la relei făcute în comun. E un fel de interlop comunal. Toată lumea îl știe de frică. Speria foarte tare. La ora 3:20 s-a auzit o pocnitură, o bubuitură și am ieșit afară. Aveam impresia că e mașina băiatului, alarma. Dar, când am ieșit, m-am văzut mașina în flăcări, vecinii era deja în curte și am sărit cu toți, am strigat soțul și băiatul și am stins cu apă, cu furtune. Să fie o mână criminală? Să se țipă foc? Așa cred, că asta mai mult înăuntru. Tot ce a fost înăuntru a fost tot. V-ați speriat tare? Putea să ardă și casa și mai ales? Da, și normal că m-am speriat, nu știam încotro să iau. Ați reușit să-l stingeți? Da, a venit un vecin cu un stictor mic, vecinii au venit cu găleți, cu apă și cu astea. Am mai scos noi niște furtune și până a venit pompierii era stins aproape. Ați văzut mașina în flăcări azi noapte? Da, vecinul de aici. Ardea rău, am venit cu gălețile, cu apă și am aruncat apă aia. Da, și la urmă am târât-o până aici în drept, am împins-o cu vecinii. S-a pus focul. Poți să-ți dai seama la ora aia. Nu vă putezi, ați sărit doar să nu sărim. Când am văzut flacăra, am venit. Dar am crezut casa și magazinul s-a întâmplat acolo, dar nu. Ardea rău. Flăcări mari.